Viitori, nu-i așa? Ăsta este rolul pe care îl jucați de luni până joi aici în studioul Poveștilor de Viață. Vi prezint așadar în această seară pe doamna Georgeta Gheorghe, pe domnul Teodor Sonea și pe doamna Ana Ningai. Am să vă rog să ascultați cu atenție poveștile celor trei invitați. Și către finalul ediției, atunci când mă voi reîntoarce la dumneavoastră, să fiți pregătiți să le dați o mână de ajutor. O povață, măcar. Da? S-a făcut. Bun. Hei, complicate vieți și complicate povești. Trei bărbați diferiți, din trei medii sociale diferite, din trei orașe diferite ale țării, care aparent nu au nimic în comun. Dar totuși, ei au apelat la emisiunea Povești de Viață, în dorința și în speranța de a-și întâlni sufletul pereche. Gheorghiță, tu deja ai început să ne depeni din povestea ta de viață. Ai rămas văduv. Da. Și s-a întâmplat nenorocirea, da. După câți ani de conviețuit cu nevasta ta? În 2001 a început anii în viață și până acum... Cât ai stat împreună cu soția ta? Câți ani? Din 61 până în 2001, când ea a încetat în viață. Din 61. Aveți și copii? Am patru copii. Am o patru și trei băieți. Toți căsătoriți la casa lor, cu nepoți chiar? Nepoți am de la o fată, două fete și de la ultimul copil am tot o fată și un băiat, dar sunt mici. Domician, da. Te regăsești în vreun fel în povestea de viață a lui Gheorghiță? Îi dau toată dragostea mea, tot ce dorește ea. A mea nevastă mi-a omorât acum 4 ani. Ce tu ești văduv? O suferită, a avut o boală de cancer, Dumnezeu să ierte. Am crescut 4 copii cu ea, am făcut casă. Copiii sunt toți căsătoriți la cășile lor. Fica mai mare este în Germania, am o nepoată de la ea. Vreau să-mi caut o femeie. Cum trebuie să fie femeia aceea? Bă, cum o fi? Eu nu sunt pretențios. Să mă asculte, să mă înțeleagă, să aibă avere sufletească, în rest nu mă interesează nimic. Dacă are salar bine, dacă are pensie bine, dacă nu are, iară bine. Trăim în pensia mea, am muritor de familie. Cât câștigi? Am pensie de 3 milioane jumate, mai câștig și eu la 800 de mii, 1 milion la zi, depinde cum am de tăiat lemne cu drujba. Pe familie nu mor. Am întreb ceva pe domnul Domnician, dacă apare cineva. Da. Spre norocul dumneavoastră și vă doresc. Da. Și are și din salar întâlnind și copii și nepoți? Acceptați? Îi accept și pretenția care o am să nu facă deosebire între copii. Pentru că s-a dumneavoastră ei, și am ei. Sunt ai mei și s-a dânsei. În clipa în care vă vine în casă o femeie, da. Și care va fi probabil soție, o veți ajuta în gospodărie, nu o luați numai așa ca să vă facă menajul. Să vă spun ce mi s-a întâmplat cu o doamnă de la Pâncota. Ne povestești un pic mai târziu, nu înainte de a face cunoștință așa cum se cuvine, ci cu Petre. Da. Care e povestea ta de viață? M-am despărțit în 2003. Tu nu ești văduv. Ba da. Deci pe asociat, deci în Italia, deci din 2003, 21 februarie. De bunăvoie, deci cum vei... Deci ați divorțat. Da, ați divorțat, deci divorți. Dar ea trăiește în continuare. Da, deci în Italia, căsătorită, permisă în Italia, cum am înțeles de la mama ei. Te-a părăsit pentru un italian, să înțeleg? Da, da. După da. Câți ani? După 6 ani. Deci, 6 ani de zile în care ați avut și 2003, copii, deci, Petre? Până, da, avem o fetiță, deci este la ea și cu fetița ei este plecată, mi-a luat-o în Italia. Deci în 2006 mi-a luat-o în Italia. Dar știi că s-ar putea să fie un inconvenient faptul că locuiești împreună cu mama, da. Pentru o viitoare soție. Te-ai gândit la asta? Da. Că poate o femeie care își dorește să fie alături de tine, nu își dorește să fie și alături de soacră. Ai fi în stare să pleci de lângă mama pentru a rămâne cu... Nu? Nu. N-ai părăsit-o pe mama în ruptul capului. Am o mică foarte bună, deci o mică 78 de ani. Și nu pot să o părăsesc. Să trăiască și să fie sănătoasă. Noi ne oprim pentru câteva clipe de publicitate, stimați respectatori, după care revenim aici în studioul Poveștilor de Viață cu multe, multe surprize. Ne-am reîntors
fost așadar la tripla poveste de viață. Alături de noi se află trei bărbați, stimați telespectatori. Este vorba de Gheorghiță, Domician și Petre. Au caractere diferite, cum ați putut deja vedea, provin din orașe diferite ale țării, dar au un punct comun. Cum spuneam și mai devreme, toți vor să-și găsească jumătatea. Cum trebuie să arate femeia care merită să fie alături de voi de acum înainte? În primul rând trebuie să fie o femeie înțeleaptă, să putem comunica, în primul rând. Să nu vorbească mult, să nu ridice tonul, să fie... Nu, să nu ridice tonul, că poate să mai iubește. Să fie ascultătoare, dacă îi spui să pună cartea asta aici. Nefumătoare. Să o facă imediat sau cum? Nu, doamnă, nu să o facă imediat, nu-i dă nimeni așa. Deci să facă cât poate și liniștit. Nu mă bate nimeni la cap. La etatea asta a noastră, a mea. Nu trebuie să mai umblăm după atâta muncă. Mai puțin. Să mergem acolo la o stațiune, să mergem la niște băi. Vine bătrânețea, mai doar în picioare, mai doar spatele. Deci lucruri de felul acesta. Dar să fie și inteligentă. Domician. Ce să vă spun? Pretențiile care le-am. Nu beau, nu fumez. În birt nu știu cum ea s-a aranjat în mesele, o femeie la 1,70 înaltă ca mine, așa. Și ce vârstă ai? Că nu ne-ai spus ce vârstă ai. În 54. Mulți înainte. Se împlinesc în 7 decembrie. Și să nu se supere. Dacă eu iau un zarzavat să-l curăț pentru o ciorbă, dacă fac sarmale, eu fac orice. Fac supă de tăiței, dacă tai găini. Mi s-a întâmplat cu asta de la Pâncăta, din oraș, care au venit la mine, au stat 3 zile și... îmi promite că să decide să se mute, să convertim împreună. O zis către mie, mie nu-mi trebuie nevastă. Eu fac de toate. S-o îmbrăca și s-o plecă de acasă. Să fie sănătos. Da. Dacă iau să curăț, mie îmi place. Eu dacă, de exemplu, punem apă la încărză să spălăm rufe, nu? Le bag în mașina de spălat, măcar atâta să-mi permită să mă pun și eu să le limpezesc. Și după aceea să le bagă stocători, să le spart. Deci în momentul 70... Trebuie să aibă 1,70? Sau mai puțin, mic sau deci. Așa. Da, era deci. Să fie o femeie ascultătoare, să mă asculte. Ascultătoare. Deci... Da. Asta îți dorești cel mai tare. Așa cum ești și tu ascultător față de mama ta, da, nu? Da. Domician. Da. Noi am aflat câte ceva despre tine. Da. Și din materialul pe care l-au pregătit colegii mei și din discuțiile pe care le-am avut aici în studioul Poveștilor de Viață. Da. Încercăm să aflăm și ce părere au alții despre tine, cei care sunt sau au fost, mă rog, și vor fi prin preajma ta, nu? Avem acum la telefon, o avem acum pe vecina ta, pe doamna Rodica. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Ne auziți? Da! Bine ați venit în studioul Poveștilor de Viață, fie și așa prin legătură telefonică directă. Rodica, sunt foarte curioasă să-mi spui cam cum este Domician, ce fel de persoană e, ce fel de om este? Deci, pot să spun, un om obișnuit, nu e alcoolist, nu frecventează birturile, e la casa lui, are o gospodărie. E frumoasă gospodăria aceea? Deci, eu spun ca un bărbat singur să că e bine. Că se descurcă bine, nu? Da. Dar relațiile așa cu vecinii cum sunt? Deci... Vreun scandal vreodată? Nu. Deci nu e un om scandalagiu. Ce le-i spune femeilor care se află acum în fața micului ecran și care îl văd pe Domician? Cum le-i încuraja să-și dorească să-l cunoască mai îndeaproape pe el? Că depinde după fiecare persoană în parte, deci... Deci eu nu pot să... Deci eu ca om îl cunosc liniștit la casa... Rodica, tu ești căsătorită? Da. Dacă n-ai fi căsătorită, ți-ar plăcea de Domician? Ai vrea să-ți fie soț? Deci, cum să vă spun, la noi diferență de vârstă că aș putea să-i fiu fiică. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația noastră. Se pare că vecinii au o părere bună despre tine. Cel puțin, Rodica... Eu nu m-am certat cu nimeni. La noi este o... cum să vă spun, o comunitate, dacă avem lemne de tăiat, toată lumea ia toporile, crapă, cară în șopru, deci dacă vine de la holdă cu grâu sau cu porumb, la fel, cu coș, cu saci, care și deci suntem toți o stradă unită, e o stradă mică, scurtă, deci n-am probleme.
Am acolo vie, șpalier, de peste curte. Îmi plac florile mult. În trei camere n-am numai ghivece cu flori. Pe acolo mai cu alea mă înțeleg, mai pun muzică, mai vorbești cu ele? Da, și normal, cu cine se vorbesc cu altcineva. Mai dau drumul la sediu, mai curăț o ceapă, mai... Vorba... Mai dansez un pic? Păi asta e de obișnuință, de la intrate în instinct. Ce să fac? Atunci... Eu mai sunt curioasă de un lucru. Judecând după cadourile cu care ați venit aici, cred că sunteți convinși de faptul că veți face cunoștință cu o femeie, nu? Da. E bine, eu vă spun că vă înșelați. Nu veți face cunoștință doar cu o femeie, ci cu cinci. Sunteți pregătiți să le cunoașteți? Da, suntem. Le invit alături de noi pe Viorica, pe Claudia, Diana, Alexandra și Cristina. Bine ați venit în studioul Poveștilor de Viață. Trei bărbați și cinci femei. Cum facem calculul? Îi împărțăm în trei. Un cadizar. Îi împărțăm în trei pe femei. Eu zic așa. Poftim? Sunt cinci femei care teoretic ar putea fi interesate de dumneavoastră, de voi toți, da? Cum faceți să le cuceriți? Ce vă interesează să aflați despre ele? Ce să mă interesează? Deci, dacă e hotărâtă... Pentru că eu știu că fiecare dintre noi ne uităm prima oară la aspectul fizic. Nu? Ce să mai caut aspect fizic? Spune-o, doamna Stancu. Doamnele care sunt aici, dacă sunt singure, să aleagă câte un bărbat și să... Sunt singure, că altfel n-ar fi aici? Și să depărteze singurătatea. Să ia de la început, să ia de la lingură, să zicem așa. Păi ele trebuie să aleagă? Voi sunteți aici în calitatea de alegători, nu? Eu. Petre, îndrăznești? Zătesc. Te rog. Da. Te rog, ia să vedem unde merge Petre și mai ales ce face. Vă invit alături de noi. Bravo! Da, amândoi de această dată. Gheorghiță, îndrăznești și tu? Sigur că da. Ia să vedem. Vă rog să veniți. Domitian! Ce? Păi nimic, nu este o problemă. Mergi sau nu mergi? Cum să nu mă duc? Mergi, nu? Nu ratezi momentul. Eu nu sunt zingar. Ia loc, Petre. Cum vă supărați? Cât ani aveți? Stați un pic, Domitian, nu numai că a ales-o pe doamna, dar i-a pus și prima întrebare. Câți ani aveți? Ca să fie foarte clar. Vă rog să veniți aici. Dar m-a întrebat că nu are rost. Să mă încurc cu 45, cu 3, 43, cu... Corespunde din punct de vedere al vârstei, Domitian? Pentru mine da. Pentru mine da. Pentru că și așa am obiceiul de respect cu mami. Măcar dacă e cu 2 ani mai bătrână ca mine, cu atât mă bucură mai mult. Domnilor, o secundă, aș vrea să fiți atenți la mine. Ce facem cu celelalte două pretendente? Poate li vine, doamnă, în rând, săptămâna viitoare. Sau emisiunea viitoare. Așa se pune problema? Păi, dar cum? Diplomat se pune problema. Mulțumesc foarte mult doamnelor care au fost alături de noi și care se regăsesc acum în public. Vreau să facem cunoștință. Tu ești? Alexandra. Tu ești Alexandra? Claudia. Cristina. Și Cristina. Ce cadouri ați primit? Eu sunt foarte curioasă. Ia să vedem. Eu flor nu aduc să o sulesc.
Tu flori nu aduci că să o filezi. Nici n-am dat în viața mea nici la o femeie flori. De altfel ne-ai spus totuși că iubești foarte tare florile, dar florile înghiveci acasă. Acasă e altă ceva. Este o față de stres sau e sigură? În mod sigur. În mod sigur este o față de masă. Față de masă și o ciocolată. A, și o ciocolată am dat. Și o ciocolată? Da. Bun. Și o ciocolată. Să le folosim sănătate. Claudia, tu ce ai primit? O pereche de ciorapi, o eșarfă, da, și o Biblie. Ia uite. Biblie de la biserică. Și o ciocolată. Și o ciocolată. Îmi trebuie dacă mergi la biserică. Da, merg la biserică. E credincioasă, cu alte cuvinte. Și cealaltă doamnă? Stați, încă nu am Cristina. Desfăcut, încă nu am desfăcut acest pachetul. Ia uite. Ce e acolo? Nu știu, o pereche de nu știu de ce sunt. De colanți. Colanți. Da. Probabil că la dânsul la țară, unde da. Unde este da, da. Este frig. Și și-a dorit să ți fie da. Bine. Sigur, să nu fie frig, să da. Fie da, cald. Să nu fie frig, da, așa este. Așa este, da. Așa este. Ce cavaleți sunt, domnule. Da. Dar vouă vă place de ei? Să spun adevărul. Să spun adevărul, nu. Să spunem adevărul. Gheorghiță, microfonul acela lasă să circule, da? Da. Dânsul m-a ales pe mine, dar să vedem acum până la urmă. Tu pe el încă nu? Încă, da. Deci vă supărați dacă spun că nu sau... Nu, mă supăr, de ce să mă supăr? Sau nu, dacă bine. Vă spun că vă iau la mine? Nici asta nu mă supăr. Dacă vă iau pentru o noapte? Nu. Asta nu. Asta e prea total. Aici, Gheorghiță, spune nu. Cu... Categoric. Nu. Cu probleme din astea, cu noapte, cu... în primul rând, dumneavoastră trebuie să mă trec pe numele meu. Are microfon. Să mă treceți pe numele dumneavoastră. Și după aia să facem problema care spune dumneavoastră. Ce să facem? Copii? Nu. Copii am făcut. Poate ne împlinează copilul 3-4 ani mare, el mai crește. Și chiar dacă ar fi un copilșatul? Stai puțin, Gheorghiță. Claudia este mai tânără decât tine. Ea poate că încă își mai dorește copii. Păi și dacă ar fi un copil? Ar fi rău, nu? Atunci dacă mai facem copii... Claudia, ce vârstă ai? 50 și... Restul mai 50 și mulți înainte. Știu că nu este o întrebare care se pune unei femei, dar sunteți niște femei frumoase, niște femei înțelepte, care nu aveți nimic de ascuns. Sunteți sincere aici, în fața bărbaților care ne-au călcat pragul în această seară. Gheorghiță, poți să fii liniștit. Ce zodie? Mai mult ca sigur, nu o să puteți să mai faceți copii la momentul ăsta, așa că ia-ți de-o grijă. Doamna Stancu, dacă dânsa vrea, se poate face. Se poate face, nu? Din punctul ăsta de vedere, n-ai nimic de comentat. Nu, n-am nimic împotrivă. Dacă să știi că am auzit-o pe Claudia întrebându-te puțin mai devreme ce zodie ești. Rac. Cum este? E bine sau e rău? Ei, fostul meu soț, tot rac a fost. Este de bine sau este de rău? Păi, că ți-a dat informația. Sindromul geloziei? Pe primul loc. Sunt geloși, racii? Vai! Foarte geloși. Nu? Gelozia nu. Nici cu nevasta mea n-am fost gelos. Mă duceam cu ea pe storocul, mă duceam și petreceam, dar... când era frumos, adevărat, nevastă mea, când o vedeam că o trage mai aproape, parcă mă uitam cam așa. Gheghiță, dar eu sunt foarte curioasă. Ce te-a făcut să o alegi pe Claudia? Păi... am zis că e de talent, da. Dacă... am zis eu. Nu că eram frumoasă. Da, și suntem, da. Nu trebuie să vă laud acum. Nu, frumusețea... o, dar mă n-au pacem. Iar e vorba de multă înțelepciune. E o comunicare într-un bărbat sau femeie. Dacă vă place la țară. Soția, ce zodie era? Scorpion. Dar mai avea ceva, mai sunt balanța. Te-ai muta cu el la țară? Vă place muzica, eu sunt muzicant. Îmi place muzica, dar nu m-aș muta la țară. Vedeți, stimați telespectatori, faci o altă problemă, cred. Lucrăm la țară o perioadă. Și toamna, iarna ne mutăm. Da, eu încă nu știu nu să vin de la oraș, de Domician, Gheorghiță, o secundă. Domician spune... Nu vin, eu am cunoscut din oraș foarte mult. De la oraș, din oraș, din Pâncota, din oraș, din Arad, din Reșița, din oraș care am cunoscut. Nu vine. Dar de ce crezi că le teamă să facă asta?
Probabil, nu le știu, eu, de când, muncă? Eu dacă sep o bucată de pământ în grădină cât e masa asta, imediat am plantat ceapa sau usturoi sau un zarzavat. Dacă vrea, eu nu oblig, dacă vrea bunătățile. Dacă nu, sunt chiar bociorbă să mănânc și eu sau o casă. Pentru mine e bun. Nu pun să dea cu bidineaua, că dau eu. Nu pun să spele carpetele, că le spăl eu, dacă e cazul. Deci să am înțelegere. Când eu o să o jignesc, să mă jignească și eu, până atunci nu. Asta-i dorința. Domician, ce te-a făcut pe tine să o alegi pe Alexandra? Îmi place de ea. Sincer. Așa cum arată. Cum am uitat în spate, am văzut-o, deci fiecare are un instinct. Te-ai uitat așa cu coada ochiului, da, și m-am uitat pe, așa pe ea ai alege. Dar dacă eram eu nealeasă? Dacă erai nealeasă, că te-am fi de mult, fii liniștită. Nu rămâneai nealeasă. Nu rămâneai. Auzi ce spune Domitian. După coridor, de când te-am văzut. Asta te-o spun garantat. Deci, acum am pierdut că m-a ales Gheorghiță. Nu, 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 nu te supăra. Deja aici nu că e o pierdere. Doamne, putem face niciodată nu se știe, totuși până înțelege de până ăsta și depinde care cum cade de acord. Eu nu sunt ăsta, gata că... A, deci nu-o placeți pe dânsa. Nu că nu-o plac, eu nu aleg pretențios la pretenții. Eu vreau să am un suflet brân, liniștit lângă mine. M-ați înțeles? Am înțeles, da. Deci... O am ales pentru că, sincer să fiu, nu mi-e rușine să plec cu dânsa pe stradă. Știi, Domitian, doamnele se află aici și asta este valabil și pentru Gheorghiță și pentru Petre. Absolut orientativ. Da, logic. Ele pot să vă placă sau nu. Eu de, depinde de voi ce faceți să le cuceriți. Dar este foarte important ca noi să ne dăm seama ce fel de oameni sunteți și cum reacționați în așa fel încât doamnele de acasă să poată lua inițiativa, deci, să pună una pe telefon și să vă caute. Asta v-am spus și ăsta. Ce-a zis? Dacă nu, încercarea mortinare. Merge bine, nu merge oare bine? Că zic eu. Alexandra. Merge să zic. Da, pretenția v-a spus la început. Te atrage sau nu te atrage? Ideea de a merge la țară. În zodia săgetătorului. Ca om așa nu pare, adică fizic. Nu arată rău, dar nu mă mut la țară să mă duc. Să fii iubită, draga mea, și sănătoasă. În toate punctele de vedere, am dacă nu vi lasă. 57 eram de ani sigur. De București. Eram sigur. Și te simți bine aici. N-ai putea și nici n-ai vrea. No. Nu. Nu? Sunt nicio formă, nu mă duc la țară. Dar dacă s-ar declanșa o dragoste la prima vedere, tot nu m-aș muta la țară. Unde? Eu la oraș? Nici dacă primarul Aradului, dacă îmi dă toată Micalaca 300, pe cotețul meu de 5 camere, că așa zic la casa acum coteț, nu mă mut în el. Și nici nu-mi dau casa. Păi sunteți direct din Arad? Eu sunt venit în Arad. Aș locuiți în Arad? La 8 km. Aha, 8 km. Ei, atunci, mai putem face schimb? Mai puteți face schimb din când în eu când, așa? Venit, eu sincer vă spun. Te auzi, eu sincer vă spun. Și așa, dacă nu găseam, vedeți, nu găseam o înțelegere ăsta, la anii tinereții. Totuși spuneam la doamna ca să-mi dea telefonul, dacă sună cineva la redacție. Petre. Deci fiecare cum... De ce Cristina? Ce te-a atras în primul rând la ea? La mine? Se apropie, deci, anii mei. Câți ani are? 47. Ai aflat asta? Da. E blondă? Păi că blondă, dar se pare mai de țară, deci da. Și ai întrebat-o dacă ar merge cu tine la țară? N-am întrebat-o. O întreb eu. Aș merge la țară? Nici tu n-ai merge la țară? Nu, deoarece sunt venită de foarte mult timp în București și nici nu m-aș acomoda, nici n-aș putea să muncesc la muncile agricole, nici la animale. Și deci, domnișoară, dacă am găsit un cumpărător de pământ și locul din cimitir îl vând, pe cuvântul meu, dacă nu, asta am dat tot. Știți pentru ce? E opinia fiecăruia. Eu m-am săturat de muncă. Și la un aer mai frumos. Eu v-am un aer mai frumos și un aer mai frumos. Lucrează ei și facă cât am realizat eu în viață. Am stat și la oraș. Am stat 21 de ani la oraș. Nu suntem la oraș, nu ne-am dat mai ca cu nimic. Fiecare ne-a făcut. Două surori am care au apartament. Dar te-ai mutat, Petre? O secundă, Domitian. Te-ai mutat, Petre, înapoi la oraș? Nu. Aici avem o problemă pentru că nu sunteți maleabili. Viața de la țară e mult mai ușoară și mult mai plăcută. Mult mai ușoară în ce sens? Deci, nu e mai multă muncă la țară? Nu, e muncă mai multă. Nu. Dar e ai de toate. Ai de toate, ai ce trebuie. Ai o pastă, ai un ou, ai o găină, ai tot. Dacă te ocupi. Aici la oraș? Da, normal, dacă îți place, ai o capră, ai o vacă, o lapte, ai o ceapă, un roșie. Ia-o-s un vin, un strugur.
Nu ți-ar plăcea să le găsești pe toate în ograda ta? Păi să le găsești, dar trebuie să le muncești ca să le găsești. Nu, le-am. Până ești toată ziua în grădină, doamne. Dumnezeu să meargă. Eu în fiecare zi ne reiau cortul, iau bărcile, le pun pe motoretă, ranița cu beață și mă duc la baltă. Dacă nu vine vinerii meu cu mașina să mă ducă sau feciorul. Acolo mă pun, fac grătar, prind un peaște, fac alea. Și nu mă oprește nimeni să mă duc să mă distrez. Este foarte adevărat, dar de primăvara la țară, da? Da, cel care este la țară de primăvara și până toamna, până toamna târziu, trebuie să muncească recolta ca să poată să o aibă pentru iarnă sau pentru anul viitor, nu? Ori depinde noi, la care. Noi acum depinde și de ce recoltă vorbim, că dacă eu la mine cât am acolo ceapă, usturoi, salată, spanac, ardei și din astea. Dar eu nu mă pot muta. Știți cum e căprioara când paște de să vede coada albă? Așa mă bag eu căge într-o zi și am capitulat cu ea și mâine zi mă duc la pește și tot culeg pătătanul, pătătă iarna. Înțeleg că numai Claudia este un pic mai tolerantă în privința vieții la țară. O să aflăm mai multe despre acest lucru, însă după câteva clipe de publicitate. Iată, ne reîntorci în studioul Poveștilor de Viață. La cei trei invitați, o triplă poveste, cum am numit-o noi în această seară, trei distinși domni care au în comun singurătatea, această povară a bătrâneții. E foarte grea. Noi am încercat să vă facem cunoștință cu trei doamne frumoase, tare frumoase, cum se cade, înțelepte și tinere. Dar ce le facem că nu-și doresc să se mute la țară? Să fie sănătoasă. Mi s-a alăturat în acest moment și doamna psiholog Laura Saed. Bună seara! De unde reticența asta? Aici este vorba pur și simplu de vârstă. Atunci când înaintezi în vârstă și deja ai niște valori stabile, cum ar fi o casă, o familie, copii și așa mai departe, ți este foarte greu să-ți lași locul tău și să te muți în alt loc. Care familie, care copii? Toți sunt la casele lor. Da, dar pentru ei aceea este casa în care au trăit. Ei au trăit acolo toată viața. Este casa lor. Le este foarte greu să o abandoneze. De locuri sau de persoane? Sau și de una și de alta? Și de locuri și de persoane și de amintiri. Ne atașăm de locuri în detrimentul persoanelor? Da, în unele cazuri, da. Te poți atașa de locul în care ai trăit. Te poți atașa de vecini. Dacă ține doar de vârstă, în cazul dânșilor ține de vârstă, într-adevăr. Dacă erau tineri, probabil plecau fără să se uite. Eu am fost la oraș, nu vă supărați pe mine. Ce anume? Eu am locuit în oraș. Și nu numai domicia, dar și Petre. Dar nu mă mai întorc înapoi. Dacă nu vă supărați. Eu dacă n-am 10.000 să-mi iau o legătură de pătrunjel, să-l bag într-o ciorbă, nu-l bag la oraș. În domn, deci în București trebuie să se cumple de toate. Deci stai numai în bani la oraș. Dar la țară nu stai în bani. La pensia mea de 10-11 milioane, eu pot să întrețin și o familie și altă familie. Deci cu ce am în curte, cu animale și cu... Deci eu câștig banii numai pe animale, numai pe un lapte, pe o brânză, pe un ied, pe o capră. Sau pe o vacă. Am și vacă. Am și vițel. De ce nu vreau o doamnă să vină la țară, da? De ce? Deci o ajut și eu. E deci să-mi facă deci atât. Să mă spele, să mă calce. Care este diferența, Petre? Diferența este următoarea. Tu ai trăit la oraș. În schimb, Cristina n-a trăit niciodată la țară. E vorba de sacrificii până la urmă. Așa este, doamna psiholog? Da, așa este. E vorba de sacrificii și revin la ideea care începusem să o spun mai devreme. Tocmai aceste valori pe care le au fiecare în parte, casa, care este casa propriu-zisă a fiecăruia în parte, că este la țară, că este la oraș, este un bun pe care și l-a croit de-a lungul vieții. Este foarte greu să-l lase și să se ducă într-un alt mediu. Dar nu e problema asta, doamna psihologă, casa numai. Cum zic că i-aud pe mulți. Casa nu înseamnă numai casa propriu-zisă ca obiect. Casă înseamnă mai multe lucruri. Pentru căsnicie la Consiliul Popular, eu înțeleg că este totuși făcut un act și arășirea drept asupra mea, care l-am și eu în casa aia. Și credeți că vă ține hârtia? Păi eu nu știu dacă nu-i înțeleg, nu te ține hârtia, nu te ține nici o sac de hârtie. Sau o mașină de hârtie. Ce să zic eu? Păi asta e. Este foarte clar că voi vă doriți să vă găsiți jumătatea. Eu sunt foarte curioasă ce spun sfătuitorii noștri din această seară. Eu sunt convinsă, așa cum ai spus și tu, Alina, că dincolo de micul ecran sunt și vor fi în continuare foarte multe femei
din orașe apropiate, din medii rurale, care sigur îi vor căuta și poate până la urmă își vor găsi jumătățile de care au nevoie. Gheorghiță, în primul rând, încercați să nu mai fiți așa credul. În al doilea rând, căutați femei nemăritate. Și încă ceva, să nu vă supărați pe mine. Nu, coborâți un pic ștacheta. Luați-vă o femeie simplă de la țară, apropiată de vârsta dumneavoastră. Domnii trebuie să-și găsească... Mai aproape microfonul. Trebuie să-și găsească niște doamne de la țară, care știu să muncească pământul, că altfel, din București, n-are nicio șansă. Mulțumesc foarte mult sfătuitorilor din această seară. Mulțumesc doamnelor care au intrat în jocul nostru și care au încercat să le cucerească inimile invitațiilor din această seară, da? Și am o întrebare, de fapt, mare de o curiozitate. De ce nu și femeile? De ce doar bărbații? Femeile suportă mai ușor singurătatea decât un bărbat. Ele sunt construite... Da, o suportă mai ușor sau se exteriorizează mai puțin? Nu, din contră. Femeile se exteriorizează mai rapid decât un bărbat și mai profund decât un bărbat. Din contră, cei care nu se exteriorizează sunt bărbații. Ei țin în interiorul lor fără a spune nimănui ceea ce simt sau ceea ce li se întâmplă. Cu toate astea? Și cu toate astea, ei sunt cei care apelează. Probabil prima emisiune a fost un click. Nu, probabil prima emisiune a fost cea care a declanșat acest perpetu al telefoanelor, care tot sună în continuu. Și probabil când veți face o emisiune cu femei, veți avea ca drept răspuns celelalte femei vor suna și vor apela la emisiunea voastră. De ce nu? Noi căutăm noi. Și asta este bine să se înțeleagă. Ei ne caută pe noi. Ele nu. Nu că mi-aș dori, aia să înțelege. Dar ați făcut o emisiune cu femei care își caută... nefericit și să apeleze din disperare de cauză, inclusiv la această formă. Dar femeile n-au făcut-o până acum. Bărbații nu suportă așa ca așa noi. Este? Am întâlnit femeie, Am întâlnit femeie care mi-a spus în felul următor. Cât eu trăiesc, trebuie să duc bine să mă ajute copiii, pentru că și eu i-am crescut. Răspundeți-mi ce... Am înțeles eu pe faza asta. Și eu am 4 copii, ești cu viața lor, cu familia lor. Nu mă interesează. Dacă mă duc la M. Domnul Pardapă, mă bucur că are, îl mustră conștiința că e tată. În rest, tatele bune. Dar am întâlnit multe femei care spune să vreau să spun că au în comun un singur lucru. Această femeie care lipsește din intimitatea lor, femeia care ține casa, femeia care spală, femeia care gătește, femeia care face mâncare și așa mai departe. Tocmai de aceea bărbații sunt cei care apelează la emisiune de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult, Laura Saed, pentru sfaturi. Mulțumesc vouă, te rog, Gheorghiță. Da, am vrut să-i fac o cântare cu doamna... O cântare? Da. Sunt numai ochi și urechi și nu numai eu și Claudia. Deci e vorba de darea naiba în tine dragoste. Ia să auzim. Dragoste la prima vedere. O secundă. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut curajul să veniți aici alături de noi. Îmi doresc foarte tare să vă găsiți jumătatea în urma acestei emisiuni. Dacă o fi noroc. Și... Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă invit să nu rămâneți indiferenți, vă aștept scrisorile și, de ce nu, să ne împărtășiți poveștile de viață pe adresele pe care le știți, intrarea Cristian Popișteanu, numerele 24, sectorul 1 București, cum menționa pentru emisiunea Povești de Viață, sau pe www.poveștideviață.ro. Eu sunt gazda dumneavoastră, Alina Stancu, vă aștept tot aici, de luni până joi, în studioul Poveștilor de Viață, de la orele 21, pentru a cunoaște noi oameni și alte povești, povești ce pot schimba o viață. O seară liniștită vă doresc și vă las chiar acum în compania lui Gheorghiță, care ne va cânta La Fluier și nu neapărat nouă, cât mai ales Claudiei.